Bună ziua! La blefaroplastie superioară noi uneori folosim tăieturi diferite datorită faptul că este diferența dintre ploape. Eu nu pot să-l tai ambele ploape la fel, la aceeași înălțime, având în vedere că la un ochi este mai mult surplus de piele decât la celălalt. Atunci, sau dungă în partea de sus este diferită, atunci eu trebuie să ajustez tăietura mea în funcție de tăietură și în funcție de structura ochilor. Din cauza asta, la un ochi pot să fie tăietură mai sus, mai pe exterior, la un ochi există posibilitatea să fie mai mult surplus de piele ca la celălalt, și având în vedere că am, de exemplu, la un ochi mai mult piele și la cealaltă mai puțin, eu nu pot la asta mai puțin să fac tăietură mai lungă să arată ca celălalt. Atunci fiecare ochi este tratată ca atare singură. Am niște paciente în care a venit doar cu o ploapă căzută, semnând că facem incizia și excizăm piele doar la un singur ochi. Atunci ce să facem? Facem tăietură și la cealaltă să arate la fel? Nu. Nu facem, facem doar unilateral, fără nicio problemă. Din cauza asta, la blefarul superior există posibilitate că cicatricile pur și simplu să fie diferite. Mulțumesc!